noastră, sigur că fiecare ne putem exprima punctul de vedere vis-a-vis de ceea ce ne interesează. Sper că sunteți de acord cu mine. Chiar dacă un consilier este obraznic și nu respectă pe ceilalți consilieri, președintele de ședință să respecte regulamentul. Exact. Printre care spune... Deci președintele de ședință să respecte regulamentul și în regulament sunt stipulate toate problemele legate de desfășurarea unei ședințe. Exact. Da, mulțumesc. Dispoziția numărul 57 din 8-10-2019 privind convocarea Consiliului Local al Comunei la Începare în ședința extraordinară pentru data de 14-2019, ora 10. Pentru data de 14-10-2019, ora 10, se convoacă în ședința extraordinară Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare la sediul Căminul Cultural Ștefan cel Mare. Articolul 1. Articolul 2. Proiectul ordinii de zi cu indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre și a compartimentelor de resort care analizează și întocmesc rapoarte de specialitate la acestea, este cumplit în anexa la prezenta dispoziție parte integrată a acestei. 3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în original spre consultare la secretarul comunei prin transmitere în format electronic în conturile de e-mail furnizate de aceștia. 4. Comisiile de specialitate sunt invitate să formuleze amendamente la proiectele de hotărâre și să le depună la secretarul comunei în cel mai scurt timp, de preferință până în preziua ședinței din Consiliul Local, pentru a fi transmise secretarului comunei Ștefan cel Mare de Bacău. 5. Prezenta dispoziție este adusă la cunoștința cetățenilor prin afișarea la sediul instituției și prin publicarea pe site-ul oficial al comunei Ștefan cel Mare. 6. Secretarul comunei Ștefan cel Mare de Bacău aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 7. Prin grijă a secretarului comunei Ștefan cel Mare județul Bacău, prezenta dispoziție se comunică la instituția prefectului județul Bacău pentru verificarea legalității. Anexa la dispoziție 57 din 8-10-2019. Proiectul de hotărâre de proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Ștefan cel Mare județul Bacău pentru data de 14-10-2019. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 al anului 2019. Inițiator Vrasie Ion, primarul comunei, și proiectul este însoțit de raportul de specialitate de la biroul financiar contabil și este transmis spre avizare comisiei de specialitate numărul 1. Dacă mai doriți la un alt punct pe ordinea de zi, consultă consilierii. Suntem de acord cu ordinea de zi, da? Mulțumim! Da, dăm cuvântul la lui contabil pentru a ne prezenta punctul 1 de ordine de zi. O să vă citesc rectificarea de buget. Întâi o să vă spun despre ce este vorba. Am încasat de la AFIR avansul pentru obiectivul de investiție amenajare trotuare. Am trimis la Minister, la MDRAV, anexa 4 de solicitare la diferența de sumă la școala de la Bogdana, că este finalizată. Deci, în special, pentru aceste două obiective este rectificarea. Deci se rectifică bugetul de venituri și pe cheltuieli pe trimestru 4 cu suma de 214.000, după cum urmează. La secțiunea de funcționare se rectifică cu 15.000, care punem din bugetul local, 10.000 pentru cheltuieli la administrația locală pentru bunuri și servicii și 5.000 punem din bugetul local pentru plata unui copil cu ajutor cu nevoi speciale, care este încadrat la învățământul de masă la școala Negoiești. La punctul B, se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli pe trimestru 4, pe secțiunea de dezvoltare, după cum am spus, cu bani de la Minister, de la PNDL, cu 16.500 la școala de la Bogdana și cu avansul de la fondul de garantare, încasat în cont, pentru amenajare trotuare în comuna Ștefan cel Mare,
cu 282.500. Deci, despre asta e rectificarea. Na, să discut. Dacă cineva dorește să discutăm despre marginea primului punct, nu este. Deci, supunem la vot primul punct în scrisul de adevăr. Este pe. Da. Sistemului de gaz. În prima fază am depus documentația pentru modernizarea drumurilor, pentru asfaltarea drumurilor și a uliților. Și am fost selectat la Comisia Națională de Statistică și Prognoză și am în față o listă care cuprinde proiectele aprobate pentru finanțare din FDI, prin ordine al președintului Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză numărul 280 din 2-a 10-a 2019. La nivel național au fost selectate un număr de 469 de localități, comune, orașe, municipii, consilii județene, din județul Bacău. Nu pot să vă spun câte au fost depuse, pot să vă spun că au fost selectate un număr de 11 localități, printre care și comuna Ștefan cel Mare, cu o valoare, să spun eu, destul de consistentă, de 63.791.239 de lei. Bani noi. Deci în bani vechi ar fi fost vreo 637 de miliarde. 900 și ceva de miliarde. Raportat la euro, 13 milioane 700 și ceva de mii de euro. Deci nu este o investiție de neglijat, dar acum să vedem dacă acest program va prinde și viață. Ce am înțeles eu că la nivel național un număr de 10-15 localități ar fi și semnat. În prima fază au fost selectate 160, s-au luat pe etape 160 de localități și după aia celelalte până la 469. Și din primele, din cele 160, am înțeles că ar fi semnat 10-15, nu știu exact. Noi trebuie să fim încrezători, să avem încredere că orice guvern ar veni trebuie să gândească tot la bunăstarea populației și nu să tai investiții, să tai pensii, să tai salarii. Da, asta voiam să știți, că munca noastră nu a fost în zadar. Aceste documentații care au fost trimise la CNSP, CNSP-ul, v-am spus, Consiliul Național de Statistică și Prognoză, au necesitat și niște eforturi financiare din partea noastră. Contract cu proiectant, contract cu firmă de consultanță și așa mai departe. Deci trebuie să fim încrezători, să muncim, să ne vedem de ale noastre în continuare. Sigur. Da. Sigur, noi mai uităm ce să spun eu, mă rog. Care sunt urițile și, mă rog, care vor fi sau ar urma să fie? Toate. 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 Inclusiv Ciopieștiul, tocmai în capul, în sapul Ișoara. Da.
La Butinaș toate ulițele alea din partea dreaptă la Catolici și stânga în capătul satului. Chiar dacă se mai lărgesc. Bogdana toată, Livada. Bogdana, că e vorba să urci până la cimitir. Tot pe la cimitir și la Aldifloria și Livada și peste Pârâu la Cazanul de la Chiu și peste Pârâu la Tulpan, la Văleanu. Deci nu rămâne nicio uliță, deci nu este nicio uliță care să nu fie prinsă în locul de față. De-aia am întrebat, pentru că sistemul, într-adevăr, este consistentă. Este mare, da. Este mare, da. Suntem pe locul, pe locul 5 din țară, ca sub. Poate și Dumnezeu ne mai ajută când dorim să facem ceva pentru oameni. Dar ce vreau să vă spunem, șansele ar fi mai mari ca să prindem, nu-i așa, decât la nou avea șansă. Eu nu pot să fiu decât optimist, vă spun că nu trebuie să fiți optimist. Dar putea să nu păi da, dar e o greșeală, să schimbă guvernele și să tare finanțare, să ajungă la programe. Și ar putea sigur. Vreau să știți, noi am mai trăit o experiență din asta, în 2009, când eram la guvernare, am avut PDL. Și aveam cele două obiective de investiție, alimentare cu apă și asfaltul la Butinaș. Și până în octombrie 2009, am fost și noi la guvernare cu PDL. În octombrie mi-a dat afară de la guvernare. Apucasem să asfaltăm până la intrarea în sat. Și începusem ceva și la alimentarea cu apă. Și n-am mai primit un leuț. Nu ne-a tăiat finanțarea, dar n-am mai primit niciun leuț până în 2012, când a venit USR-ul. Da, da. A venit iarăși guvernul PSD cu PNL. Da. Așa. Eu propunerea mea. Alimentarea cătunul la țigan cu apă nu se poate din conductă de la Cățitaru, din spatele meu. Mai puțină investiție. Vă știi că Bontaș mi-a spus o propunere, băci, că eu de aici ar putea să văd de la Bogdana, se țigane. Dar dacă dumneavoastră ați făcut proiectul? Dar nu că am făcut proiectul. Am și semnat pătreabă de finanțare. Dacă e aprobat, vă rog. Am niște băieți în mașină, mă așteaptă, care o văd la primărie. Mă duc la dar nu mai ai pe nimeni? Nu, că vreau să fac la mormântare la Lucian. La Lucian, de ce nu? Nu la Lucian. La Leonardo. Da, da, da. Chiar acum când o-i trage el pe musă. Domnul Frodo, aveți caune. Deci, ne-a găsit că este tardiv de târziu. Ca să mai discutăm despre alimentarea cu apă în majorul toate apropiate. De pus, dar avem număr de registrare. Așa și să dea drum. Eu încercam să peste.